Bună ziua, hello, здравствуйте, eu sunt Liușa și astăzi voi fi oaspetele neașteptat pentru o familie din Drăsliceni, raionul Criuleni. Satul Drăsliceni este unul dintre cele trei localități care fac parte din comuna Drăsliceni. Pe teritoriul comunei, între satele Ratuș, Drăsliceni, Loganești, este situat un iaz care are o imagine spectaculoasă la apus. În Drăsliceni activează o școală sportivă unde învață 245 de elevi care practică fotbalul, lupte marțiale, volei, șah, dame. Astăzi mergem în ospeție la o familie de vegani cu trei copii. Sabina, food blogger, Cristian, antrenor de fotbal. Haideți să aflăm de la ei cum să-ți asculți corpul și să trăiești în armonie cu el. Bună ziua! Noi căutăm familia Iefros, dacă puteți ne spuneți unde trăiesc ei. Pici la dealul unii casa roșii, de tânantă, tânantă. Se vede cu șietcă, cu el e futbolist. Îl cunoașteți? Da, cum, da. Da? Nu, el e foarte futbolist, el, el are o lui aici, lui care joacă fotbal. E ca eu ne-am luat la omul său călar de apă și am trecut-o pe sigar și nu pot da bidonul jos. Da, să vă ajutăm! Da, să vă ajutăm. E, da, așa, ia să văd. Cu plăcere. Dar ați spus că are o casă frumoasă și mare. Vă place casa lui? Ia că hai. Asta din deal. Da. Bine. Asta mai deosebite, mai mare, mai este deasupra și mai frumoasă, e cum. Și la poartă are zonoc tocică de asta. Și sună și o să vină și ne-ai și ne-ai și acasă. Bine, mergem să ne încercăm noroc. Mersi. Cred că ne apropiem. Eu văd o casă mare și roșie. Bună ziua! Bună ziua, eu sunt Liușa. Și eu știu că tu ești Sabina și eu sunt de la emisiunea Oaspetele Neașteptat. Și că pe neprins de veste, pe neașteptate, și vreau să vă propun să mă primiți în ospeție și să-mi arătați casa voastră frumoasă și să-mi povestiți despre istoriile din viața voastră, dacă mai aveți poftă să gătim din mâncărurile pe care le mâncați voi de obicei, eu v-aș fi foarte recunoscător. Plus pahar de apă. Desigur, sunteți bineveniți, dacă... Dacă tot ați venit, dacă tot intrați venit, da, deja intrați. Bine, mersi. Salut. Eu sunt Liușa. Cum te numești tu? Jesus. Jesus. Și tu cum te numești? Roni. Roni. Ronald. Ronald. Ok, Roni. Nice. Asta e Sfena, cea mai mică. Salut. Salut. M-a luat prin surprindere, asta e... puțin spus, pentru că chiar nu așteptam oaspeți și nu eram pregătit să primim oaspeți. De asta orice gospodină, cred că când are oaspeți neașteptați, așa e un pic panicată. Cu ce o să servesc, cu ce o să gătesc? M-am gândit. Cine e asta? Cum îl cheamă pe câinele ăsta? Tyson. Și ascultător? Da. Al cui e câinele ăsta? Al tău sau al tău? Al lui toți. Al lui toți. Cine vine aici la noi? Doggy. Doggy? Așa-l cheamă? Doggy. Doggy. Hai să ne salutăm și cu tata. Tata e acasă? Da, tata este în casă. Salut! Eu sunt Liușa. Și uite că soția ta mi-a dat voie. Sunt la voi în casă și să vă iau la întrebări. Ești cea mai frumoasă în această casă? Se deschide. Da? Și mie îmi place. Mărăs. Ai să-mi fii tu ghidul casei? Da. Bine. Hai povestește-ne despre casa asta a voastră. Eu văd că e foarte colorată,
Ți îți place să trăiești în casă colorată? Da. Da? Zi, nu știu, despre bucătărie. Aici spălați vesela. Da. Cine o spală cel mai mult? Mama. Voi mâncați cu toată familia împreună sau mâncați așa, unul câte unul? Toată familia. Toată familia împreună? Da. De fiecare dată? Da. Și ți îți place asta? Da. Dar cum gătești mami? Îți place? Da. Roni și ție? Da. Care este mâncarea voastră preferată? Mie-mi plac macaroane. Macaroane. Eu văd tare multe fotografii, da? Da. Asta când noi eram mici. În toate pozele și tu și eu văd că ele stau foarte frumos aranjate lângă televizor în living. Ca toată lumea să vină și să te vadă. Da. Corect. Povestiți-mi despre designul vostru. Tot am ales așa ceva să fie mai nestandard. Nu vreau să fie totul. Nu vreau să fie totul. Sur, negru, plictisitor. Vreau să fie ceva vesel. Să fie veselie în casă. V-am văzut că ai un teren de fotbal, aveți bazin afară, dacă poți să ne povestești. Da, de mult. Terenul era... Că trebuie să fie, când eu jucam fotbal, acum nu mai joc, dar trebuie să fie gata 10 de ani în urmă, da. Acum e bine pentru copii deja. Suntem în bucătăria familiei Efros, toate ingredientele sunt aranjate pe masă, deci noi ne-am înțeles să facem o salată și o tartă. Da? Te rog frumos să ne enumeri în primul rând ingredientele pentru cake. Vom face un cake de tip mus, avem nevoie de dovleac, fulgi de ovăz pentru blat și curmale și nuci, pe astea le vom folosi la blat. Și însăși crema mus o vom face din lapte de cocos cu dovleacul și vom întări crema cu agar-agar și la fel vom folosi condimentele mele preferate. Sabina e food blogger și știți ce vorbește. Eu mai uit din când în când, tot am tangență. Tu înțelegi ce se întâmplă aici? Aproximativ. De ce ne ocupăm noi? Eu cred că va trebui să începem cu tarta pentru că o vom lăsa să se întărească și apoi ne vom ocupa de salată pentru că necesită mai puțin timp. Ai 4 ajutori azi. Da. Băieții, soțul și eu. Te rog frumos să ne spui ce să facem noi, de ce să ne apucăm și între timp mai vorbim, mai discutăm. Așa-i băieți? Da. Da? Să curețe cineva dovleacul și să-l taie bucățele. O să-l fierbem cu laptele de cocos. Între timp pot să fac eu cu băieții, căci le place lor să folosească robotul de bucătărie. Vom face blatul din nuci, curmale și fulgi de ovăz. Și apoi vom asambla totul și vom trimite la frigider. Perfect. Eu propun să împărțim acest dovleac în jumate, ca noi cu Cristian să avem ce face Andy și voi cu băieții ocupați-vă de restul. Okay. Facem așa? Da. Perfect. Adevărat. Ține. Asta pentru tine. Asta îl iau eu. Eu te-am prezentat ca antrenor de fotbal la începutul emisiunii și vreau să-mi spui mai mult despre asta. Da, sunt specializat în domeniul de fotbal, antrenor licențiat UEFA Pro. Acum am o pauză de un an. Până acum am antrenat 6 ani consecutiv. Cum ai ajuns tu la așa viață? Ne spui da, frumos. De nevoie, nu de mare dorință, să spunem așa. Am avut cariera de fotbalist. Am finisat-o pe liminar mai devreme decât ar trebui să fie, din cauza accidentărilor. Și unde am finisat cariera? La Speranța Nisporeni, ca fotbalist. Acolo am continuat, am avut norocul, ocazia să continui ca antrenor. Okay, deci acum un an în urmă acolo așa ceva, nu? Da. Un an în urmă am finisat, așa un burnout, cum se spune în limba engleză, așa o supraoboseală de solicitat de lucru acesta de antrenoriat și am fost nevoit să iau o pauză. Recent acum am preluat un rol la Federația Moldovenească de Fotbal. Sunt responsabil pe analitică, pe analiză. Tehnică, tactică, fizică, a naționalului. Care este viitorul fotbalului în Moldovenință? Viitor poate să fie, dar dacă nu este investi, totul. Da? Da, oricum, e nevoie de ceva și investiții, inițiative de la stat, elementar să fie terenuri. Dacă o să fie terenuri de jucat fotbal peste tot, copiii o să iasă în curte și o să joace. Dar pas cu pas, nu putem să ne așteptăm că într-o zi, într-o lună, într-un an, gata, trebuie să câștigăm campionat mondial.
Trebuie să fim realiști, să vorim fotbalul, să ne placă în primul rând asta și să nu așteptăm poate rezultat, cât să enjoy the moment, cum s-ar spune. Să primim plăcere de la fotbal, să iubească tot fotbalul, să joace fotbal și o să fie. Hai să ne povestești ce ai pus tu în acest robot de bucătărie. Am pus nuci, fulgi de ovăz și curmale. Deci noi am dat toate ingredientele prin blender, s-a primit o masă pentru turtă. Da. Corect? Exact. Bine, noi am tăiat dovleacul, așa cum ți-am promis. Ce facem cu el mai departe, dacă poți să-mi spui? Acum o să punem la fiert într-o cratiță laptele cu dovleacul. Uh-huh. Și când dovleacul deja va fi moale, vom omogeniza totul. Și mai adăugăm careva condimente? Apoi o să fiarbă, o să omogenizăm și o să adăugăm tot. Și laptele? Ai să vii tu și ai să tăi laptele, bine? Da. Să arăți la toate? Oh, dacă așa. 500 de grame fix. Mai adăugăm ceva sau nu? Sau nu, îl punem la fiert, se va înmuia dovleacul și apoi vom adăuga agar-agarul. Vom mai fierbe și vom omogeniza. Între timp eu pot să pun acesta la frigider ca să se întărească și blatul. Co-prezentatorul meu, Iezus, ne spune ce facem noi mai departe. Cuvântul. Acum noi o să facem salată. Deci eu presupun că acești cartofi o să fie curățeți iarăși, de mine și de Cristian. Noi iarăși ne împărțim frățește. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cartofi. Eu gazdei dau 4 și mie îmi las 3. Dacă tot am opțiune, știi cum să aleg? Sabina, vreau să îmi povestești tu și să confirme Cristian despre cum v-ați cunoscut voi, despre relația voastră în general, pentru că este un subiect aparte, eu am mai citit niște articole, dar haideți, trecem, luăm încet ușor. Despre voi. Istoria noastră, cum ne-am cunoscut, este foarte modernă pentru timpul nostru. Noi am făcut cunoștință pe un site de socializare. Dacă noi suntem împreună 11 ani. Oh, wow. Și noi am comunicat pe internet fără ca să ne vedem vreo 2-3 ani, dacă nu greșesc eu. Serios? Da, pentru că el era mereu... De întâi a fost în Italia și apoi în Grecia. Eu, corect țin minte, da? Da, da. Și el nu era niciodată pe loc. Vorbeam foarte des, zilnic probabil, și el îmi zicea ce visuri are și acum îmi amintesc și îmi place să știu că deja vom merge spre ele împreună. Apoi, doar când el a avut o pauză, deci era acasă la Chișinău. Și și-a luat curajul. Era și cu niște prieteni, m-a invitat la o cină. Nu știu, cred că scânteia între noi exact atunci a apărut. Am început să ne vedem zilnic și totul așa foarte, foarte repede. Și erai tu, Cristian, un băiat care mânca carne și a venit în viața ta Sabina și a zis că, băi, de azi înainte, Nică. Sau toată istoria cu veganismul, eu care nu înțeleg, da? S-a desfășurat un pic altul. Eram și eu fata care mânca carne, dar mâncam pentru că așa trebuie. Cristian era, pe atunci era în tema aceasta cu alimentația sănătoasă, pentru că era sportiv și el se interesa de aspectul ăsta al sănătății, era mai la un nivel mai avansat decât mine. Deci când am început să locuim împreună, am început să ne formăm niște reguli ce ține de alimentație și țin minte că mult timp el îmi zicea despre lactate, mai ales când a apărut copii, când a apărut primul copil, Jesus. Că aveam și eu frica asta că trebuie calciu, trebuie să mănânce copiii lactate. Deci ideea cumva sau ideea și apoi tu ai preluat-o, a venit de la Cristian.
inițial despre lactate, dar când am început ideea asta cu lactatele, am renunțat la lactate, mă gândeam că nu, doar lactate, asta e suficient, nu, nu, de carne niciodată, asta e, cum chiar fără carne, nu, apoi o informație, a doua, a treia și așa am ajuns la asta natural, adică pur și simplu am simțit parcă nevoia asta, eram pregătiți. Dacă inițial era doar, mă preocupa doar aspectul sănătății, acum chiar nu aș reveni la produse de origine animală din motivul etic. Okay. Da, îmi place salata asta. Da? De ce? E foarte gustoasă. Un răspuns... fair enough, știi cum este vorba în engleză, fair enough. Ok, care sunt challenge-urile pe care le-ați întâlnit voi? Prima, cea mai mare, așa, provocarea asta a fost să... acceptarea, nu știu, înțelegerea familiei și a rudelor, pentru că întâiesc eu, la început toți credeau că este așa o glumă, așa, hai să ne jucăm de a... Da, vegetarian, da, vegan, dar între timp deja au acceptat această idee și îmi place foarte mult că au înțeles că noi vrem și copiilor să le oferim produse sănătoase, să nu-i privăm de dulciuri, dar facem dulciuri sănătoase, da. Energia lui pozitivă. Ne-am simțit așa relaxați cu el. Eu cred că ne-a reușit foarte bine. Compania mi-a plăcut. Bună dispoziție. Vibe frumos. Era foarte vesel tot. Hostul meu, Iezus, o să ne spună ce facem noi mai departe. Trebuie să tăiem mărarul. Tăiem mărarul? Încă? Iaurtul și îl punem în mărar. Da, și încă mai tăiem ceea ce ne-a rămas, așa? Da. Ridichea. Și? Tofu. Da. Ne apucăm de treabă. Să ne spui te rog frumos ce am făcut noi până acum. Mărarul este tăiat, noi îl amestecăm cu iaurt un pic mai târziu. Între timp, voi ați făcut ce? Deci, între timp s-a fiert dovleacul în laptele de cocos. Am omogenizat cu blenderul împreună cu curmalele pe care le-am curățat de sâmburi. Am omogenizat totul, am mai adăugat agar-agar și condimente, deci scorțișoară și nucșoară. Și am lăsat să mai fiarbă acest amestec 5 minute, pentru că agar-agarul are nevoie ca să se activeze cam exact de acest timp, de 5 minute ca să fiarbă. Pentru salată, noi am fiert cartofii, le răsturneam într-un bol mai mare. Da. Și... apoi mărarul. Apoi merge mărarul. A, merge. El nu are răbdare să facă ceva cu mărarul. Eu, tu povestești-mi, te rog frumos, despre ideea ta de blog. De cât timp el există și care este misiunea lui de bază. Când am trecut la alimentația vegetală, am început să povestesc despre trecerea mea, despre cum a fost totul. Am văzut că este un interes de la oameni față de acest proces, această transformare și au început să recomande postările mele unul altuia și așa au început să vină și oameni noi. Deci ne-am tăiat ridichea și o punem tot în bolul ăsta, corect? Ce adăugăm noi aici mai departe? Adăugăm tofu pe care trebuie să-l tăiem cu bețe. Și sare neagră și... piper negru. Da, și perfect. Plus la sos iaurt și ulei de olive.
Hai să adăugăm tofu în bol. Noi adăugăm aici uleiul. Da, o să mai adăugăm sarea și ulei de olive și... pentru gust. Uh-huh. Ce mai este aici? Sarea aici e sare neagră, o să adăugăm un pic, care am zis că este ingredientul cheie în această salată. Iezu, spune-te rog frumos, salata noastră este gata sau nu? Este gata. Salata este gata și noi ne vedem la masă în câteva minute. Secretul meu culinar sunt condimentele. Eu consider că fiecare produs poate să joace într-un mod diferit dacă îl asortăm cu diverse condimente. Cu atât mai mult, acestea joacă un rol foarte important în aportul nutritiv pentru sănătate. Obișnuiesc foarte des să folosesc condimente atât și în deserturi, la fel și în mâncăruri obișnuite de zi cu zi. La probabil cel mai plăcut moment din emisiune, la degustație. Deci noi avem salata gata și pe masă, avem cake-ul nostru care tot e pe masă și de-abia așteaptă să fie tăiat. Cel mai complicat probabil că a fost să ai o așteptare că o să-ți reușească și totul o să fie gustos și o să placă. Complicat, stai în picioare toată ziua. Cum îți pare? E gustos. Gustos? Tonia, știi? Știi, îți place. Și mie îmi place. Eu sunt solidar cu băieții. Eu cred că noi am făcut o treabă foarte bună. Dacă serios, tare vă recomand să o încercați acasă. E super simplu, dar... Nu știu, mie îmi place. Când o fac de obicei acasă, pentru noi mai obișnuiesc să pun sau ceapă verde, sau puneam în sezon când era leordă. Dar acum, nu știu, nu am riscat să... Deci asta e rețeta concepută de tine. Această salată mi-aduce aminte de copilărie. Tatăl meu făcea așa cu ridiche, cu ou, cu ceapă verde și cu smântână. De atunci, sau maioneză. Eu am încercat să o veganizez și de fiecare dată când o mănânc, ne amintesc de copilărie și e așa un sentiment foarte... Dar înainte să trecem la desert, eu pentru voi am un mic cadou, un vin de desert, nepoverite, de la Dor. Noi lăsăm aici. Faptul că el e foarte gustos, el e și foarte sănătos. Și eu chiar vândem să încercați și voi acasă, mai ales că suntem neacă-iacă în sezon de bostan. Care este secretul unei familii fericite? Îți dau voi tot. Primul. Portam mereu colaborare, să spunem așa. Fiecare om normal că vine cu părerea lui, independent. Dar important să fim deschiși, să ne auzim unul pe altul mereu. Să avem puțin răbdare. E foarte simplu de obicei. Dar asta e cheia. Nu mereu am fost în armonie 100%. Și nici nu suntem mereu. Și asta e normal, dar cred că punctul nostru foarte că comunicăm, știm să comunicăm. Orice să faceți, să faceți cu respect și cu dragoste. Eu, la rândul meu, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit la voi în ospiție. Familia voastră mare și colorată. Am avut ocazia să gătesc împreună cu voi și rețetele chiar... Asta e un
stil de a mânca diferit de cel pe care îl duc eu. Rezultatul este super bun și mulțumesc pentru această experiență. Mulțumesc frumos, ne-am simțit confortabil cu tine și ne-am umplut de energie, eu aș spune asta pentru o perioadă foarte îndelungată. Da, eu mai mulțumesc. Băieți, mă mai primiți la voi sau nu? Da. Da? Iar voi fiți atenți, pentru că oaspetele neașteptat poate bate chiar în ușa ta. După cum s-a văzut, am plecat pozitiv, mai ales Jesus. Îi place, el vrea la Masterchef să participe posibil într-o zi. Eu azi am gătit, am tăiat tofu, am pus în farfurie tot. Mi-a plăcut foarte mult să urmăresc procesul de crearea unei astfel de emisiuni.